Conform datelor oferite de Serviciul Unic de Urgență, anual aproximativ 1000 de oameni apelează la 112 pentru a cere ajutor după ce au fost mușcați de câini. O bună parte din aceste cazuri se produc în municipiul Chișinău. Deși, de-a lungul timpului, la conducerea primăriei capitalei s-au perindat mai mulți edili, în planurile cărora era și soluționarea problemei animalelor fără adăpost, lucrurile nu prea s-au mișcat din loc, din cauza conflictelor interne, lipsei de experiență, nepăsare ori interese ascunse. Să luăm de la capăt. Instituția care gestionează și monitorizează în acest moment problema animalelor fără stăpân din municipiul Chișinău este Secția de Control și Protecție a Animalelor. Creată în anul 2019, structura face parte din cadrul Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajarea Primăriei Chișinău. L-am contactat pe șeful secției, Carl Luganov, în trecut activist cu experiență în apărarea drepturilor animalelor, pentru a discuta despre acțiunile planificate în 2023. Acesta însă a refuzat orice discuție cu noi, motivând că are nevoie de permisiunea departamentului de presă. Ofițera de comunicare a instituției, Irina Boțu, ne-a expediat doar un mesaj scurt cu informațiile următoare. În bugetul pentru sterilizarea câinilor fără stăpân a fost alocată suma de 1,5 milioane de lei. În 2 ani, 2021 și 2022, au fost sterilizate aproximativ 2500 de animale, iar la momentul de față, în Chișinău se află aproximativ 5000 de câini. Suma de 1,5 milioane de lei este de circa 3 ori mai mică decât cea alocată anul trecut. Este informația pe care am găsit-o pe pagina de Facebook a secției de control. În postare se mai spune că din această cauză o mulțime de proiecte elaborate pentru a gestiona problema nu vor avea finanțare. Pe de altă parte, Ion Burdiumov, șeful secției municipale, în componența căreia se află secția respectivă, a declarat că abia după ce vor fi făcute licitații publice, activitatea structurii va fi reluată. Până atunci, procesul de capturare și sterilizare este blocat. Între timp, pe străzile Chișinăului, animalele fără stăpân care nu au fost sterilizate continuă să se înmulțească. Pentru ca animalele fără stăpân să nu se reproducă necontrolat, numărul de sterilizări trebuie să depășească numărul de nașteri. Pe când, în Chișinău, doar o pătrime din câinii fără stăpân sunt sterilizați, punea anterior Luganov într-o conferință de presă. Anul trecut, consilierii municipali, după o mulțime de disensiuni, au luat decizia de a vota crearea unei noi întreprinderi care urma să preia atribuțiile și patrimoniul de la Autosalubritate și secția de control. Dar întreprinderea nu este încă pe deplin funcțională. Până să apară secția de control, capturarea câinilor era în responsabilitatea regiei Autosalubritate, care deține și necropola din Chișinău, unde ajungeau câinii prinși în stradă. Dar, de ceva vreme, nu mai efectuează capturări pentru că secția de control nu a eliberat avize. Ori, fără ele, nimeni nu are dreptul să ia animalele de pe stradă. Mai exact din vara anului 2021, Autosalubritate n-a primit niciun act de capturare a câinilor și n-a primit nici act de eliberare a câinilor de la necropol, care stau acolo unii dintre ei ani la rând, la azilul de la necropol, am în vedere. Eu cred că în situația în care o persoană moare din cauza la atacul niște câini agresivi, vagabonzi, atunci e cam mai târziu pentru scuze. Eu cred că trebuie pur și simplu să implementăm soluțiile care s-au implementat în alte țări. Mergem, vedem care sunt, le ajustăm obligatoriu la ceea ce este la noi ce, ca și circunstanțe și le implementăm. Situația mai mult ca posibil va continua. Trebuie un efort foarte mult pe comunicare, un sistem clar, trebuie să fie instituția, de exemplu, acum e secția control animale responsabilă de procesele acestea. Deci secția control animale trebuia să facă planul ăsta. În lipsa unei strategii clare din partea autorităților, mii de câini fără adăpost sunt îngrijiți de ONG-urile pentru protecția animalelor. În Chișinău există aproximativ 10 adăposturi care funcționează exclusiv datorită donațiilor. La unul dintre acestea, gestionat de Galina Cighir, am mers și noi. Am plasat într-o fâșie forestieră din cartierul Petricani al capitalei, aici se află circa 650 de câini fără stăpân. Deși îl numim azil, pe hârtie acest loc nu are un așa statut și asta pentru că terenul pe care este amplasat încă nu a fost oferit ONG-ului, deși 3 ani în urmă a existat o asemenea promisiune. Это самая большая проблема, которая есть у нас. И, в общем, нам обещают постоянно помощь государственные структуры, но они свои обещания не выполняют.
И проблема бездомных животных в городе все, она не выполнена, хотя выделялись большие средства в течение последних четырех-пяти лет выделялись большие средства на так называемую организацию «Некрополь», куда свозились пойманные животные из города. Сейчас «Некрополь» фактически не функционирует. Как бы деньги ушли, ну, можно сказать, что на ветер, потому что проблема не решена. В городе огромное количество бездомных животных. И где эти животные будут дальше обитать, и какова их судьба, не знает никто, потому что, ну, их очень много вот в последнее время, несмотря на программы стерилизации. Pe de altă parte, Valentina Dudnic, o activistă cu experiență vastă în gestionarea câinilor fără adăpost, vede situația altfel. Aceasta consideră că problema este în oameni și că acești câini sunt provocați să reacționeze agresiv din cauza celor care îi maltratează și îi abandonează. Consideră că e nevoie de crearea de noi aziluri pentru a ridica animalele de pe stradă. Foarte mult ține de educația oamenilor, adică oamenii la noi, spuneți că câinii sunt agresivi, dar câinii sunt niște ființe foarte sensibile și foarte, ei percep foarte mult cum sunt dispuși oamenii în privința lor. De atât, poate câteodată ei latră, poate câteodată, dar să mă scuzați, cu așa atitudine față de animale, omenirea noastră ar trebui să ne rămâi numai unghiile, fiindcă sunt foarte agresivi, lumea este foarte agresivă. Dacă este un câine în scară, păi Doamne ferește, nici frigul ăsta, chiar dacă a dormit câinele cel acolo, eu mă gândesc că nu e nimic strașnic dacă o noapte s-a încălzit câinele astea în scară. Am făcut un experiment și ne-am pus în pielea unui cetățean care observă o haită de câini pe stradă. Am sunat prima dată la serviciul unic de urgență 112. De aici am fost redirecționați către secția de control și protecție a animalelor despre care v-am spus mai sus. Iată ce răspuns am primit. Da, bună ziua! Bună ziua! Uitați, Constantin e numele meu, sunt pe strada nouă la complexul ăsta de clădire aici și văd o haită de câini care par a fi agresivi. Aici sunt case, sunt oameni care trec pe stradă, ce trebuie să facă? E clar, dumneavoastră, noi suntem organizația Transmitim. Noi concret nu ne ocupăm cu câine, dumneavoastră așa parcă încetiți morală. Și tot de la ea am aflat că e o singură mașină în oraș, așa că slabe șanse să o așteptăm pe loc. Le transmiteți dumneavoastră sau îi sun eu? Da, noi îi transmitem, dar aveți posibil dumneavoastră să le sunați, cu ei le sunați. Tot la noi ne merit. Ah, ok. Nouă, haide de câini, agresiv. Eu îi aștept aici? Bine, nu îi așteptați că ei nu vin, mă scuzați, e o mașină tot orașul. Noi transmitem, când a să vie de acum, a să vă sune, a să vă informeze. Am înțeles, deci n-are rost ca eu să rămân aici, da? Nu, nici într-un caz. Păi și de exemplu, dacă un om e atacat de câini noi și sună... Noi transmitem, e o mașină pe tot orașul, închipuiți-vă. Când ei reușesc, ei iau adres tare mult. Până la ora difuzării reportajului, nimeni nu ne-a telefonat să ne întrebe detalii sau să ne spună dacă s-a prezentat cineva la adresa indicată de noi ori nu. Între timp, anual circa 1000 de persoane cer ajutor la 112 după ce sunt încolțiți de câini pe stradă sau în propriile curți. Recent, printr-o dramă similară a trecut și Violeta Adam. Femeia a fost atacată de o haită de câini pe strada Albișoara, într-o seară când se întorcea de la lucru. Mergeam, nu alergam, nu gesticulam. Din senin au venit, cred că vreo 8 dulăi mari, câini vagabonzi, care efectiv s-au năpustit și au venit direct țintă spre mine. Adică ei nu au avut alt scop, au venit direct spre mine, s-au urcat peste mine. Eu nu am încercat să reacționez, pentru că am și eu câini acasă și nu credeam că se poate întâmpla așa ceva. Ei pur și simplu s-au năpustit asupra mea, în primul rând au pus labele și au început să rupă din scurtă. Femeia ne-a spus că și ea are acasă un câine și niciodată nu a crezut că îi se poate întâmpla așa ceva. La moment dat am început să stric, dar n-a avut nicio reacție și am început deja să lovesc cu ei, cu picioarele, cu mâinile, am început să mă rotesc ca să scap de ei. Și efectiv mă luptam cu ei, cu mâinile și am alergat, am fugit. Câinii au reușit să mă muște de picioare, deja sângeram, simțeam că deja mi-au rupt și pantalonii și scurtă. Am ajuns de urgență acasă, am chemat salvarea. Știam că trebuie să fie o
vaccinul trebuie depus cu antirabii, dar nu știam care e procedura. Procedura este de lungă durată, care durează până la jumătate de an și sunt mai multe vaccine. Și este doar un singur centru în care trebuie să mergi să faci vaccinul de urgență. Câinii sunt foarte mari, în primul rând. La înălțimea mea, deci dacă era un copil, Doamne ferește, sau dacă era cineva mai scund, cu siguranță îl punea la pământ. S-a ales cu mușcături adânci și a fost nevoită să cheme ambulanța. Rana mi-a bandajat-o ăștia de la ambulanță și chiar i-am întrebat pe băieții de la ambulanță câte cazuri ați mai avut, dacă mai sunt așa situații sau eu sunt unica care am pățit așa ceva. Ei mi-au spus că cazuri sunt foarte dese. Dacă doriți să scrieți o plângere, cred că doar o să fie o pierdere de timp, deoarece câinii sunt astrăzii, sunt animănui. Doar în cazul în care te-a mușcat un câine și se cunoaște cine este proprietarul, doar atunci se poate scris o plângere către proprietar ca să-ți dea ceva despăgubiri. În cazul în care sunt câini ai străzii, nu este nicio soluție. Mi-au spus efectiv că doar o să fie o pierdere de timp. Victima atacului a mers a doua zi la centrul consultativ de diagnostic de pe strada 31 August, singurul unde se administrează vaccinul și se face tratamentul antirabic. De urgență, sau în timpul cel mai apropiat, de prelucrat plaga sau locul mușcăturii cu o soluție de săpun. Timp de 15-20 minute. După ce sub apă curgătoare se spală, se aplică un pansament cu soluție de betadină sau un pansament curat steril. De urgență se adresează în cabinetul antirabic. Deci aici, în cabinetul antirabic, din nou se prelucrează plaga. Se ia o decizie pentru administrarea vaccinului de tetanus și individual pentru fiecare pacient se ia decizie pentru tratamentul antirabic. Aceste măsuri sunt esențiale pentru a ne proteja de rabie, o boală foarte gravă pentru care nu există tratament și care poate duce la deces. Rabie este o boală infecțioasă care are o perioadă de incubație diferită. Poate fi o lună, poate fi trei luni, jumătate de an, un an, jumătate, doi. Și a doua indice este faptul că ca boală, rabia nu se tratează. Din punctul ăsta de vedere, trebuie de urgentat și indiferent de mușcătură, trebuie să fie adresat în cabinetul antirabic. Cele mai multe adresări la medicul rabiolog sunt în perioada caldă. Autoritățile trebuie să ia măsuri pentru că câinii ăștia, dacă îi împlânzești un pic, asta nu înseamnă că el nu este periculos. Dar toți câinii ăștia vagabonți, până acum nu îi observam, efectiv nu îi vedeam. Dar acum, de acasă, până la stație, număr minim pe zi câte 10 câini vagabonți. Faptul că o să fie sterilizat, asta nu înseamnă că el nu o să te muște. Asta tot este un pericol. Unica ce e că nu o să fie transmis acest virus, care este foarte periculos. Aici e tot o dilemă, să zic eu, dilemă morală, care până la urmă trebuie cineva să-și asume. Autoritățile așa, cum să vă spun, ei și țin problema asta și nu dau la organizațiile obștești să rezolve întrebarea asta. Adică banii sunt alocați pentru autorități, dar lumea, voluntariatul, rezolvă cum poate. În așteptarea unei soluții, câinii continuă să se înmulțească, fiind un pericol pentru cei din jur, fie ei adulți sau copii. Autoritățile trebuie să ia măsuri acum, cât mai repede, pentru ca mâine să nu fie prea târziu și pentru a preveni o eventuală tragedie ce va zgudui întreaga societate. Așa cum e acum în țara vecină, unde o femeie a murit sfâșiată de o haită de câini în timp ce alerga pe malul unui lac din București.